să nu se mai repete ce s-a întâmplat în 2007-2008, când au fost administrate... Când din credite ne luam lucruri pe care nu ni le permiteam și... Și după aia asta toată lumea zicea că s-a concretizat într-o criză economică. Da. Ne-am reîntors la Servus-Stoc, vorbeam cu Cristina acum și m-a făcut să... Deși am înțeles de prima dată ce zicea, Chris trăgea o concluzie foarte bună. Da, spuneam că inflația aceasta este foarte bună. Este... Suntem în 2012, an electoral, haideți să punem deoparte anul electoral. Va fi un an totuși destul de dificil, dar s-ar putea să ajungem și noi pe o pantă crescătoare în care să stabilizăm prețurile, să dăm credite la prețuri mai mici și să fie performante aceste credite, să nu se mai ajungă într-o situație ca și cea precedentă. Credite performante însemnând că oamenii care le-au luat nu le vor lua numai pentru consum și după aia își vând casele că nu le mai pot plăti, ci și-au credite cu care vor face ceva ca banii pentru dobândă și pentru restituirea creditului să vină din ceva productiv, exact. Constructiv. Exact. O, foarte bine, și eu sunt puțin mai lămurit la început. Mi-a lipsit acolo un moment când am văzut că s-a desenat carul mare fără steaua polară și nu mai știam care-i nordul. Mă, astronomule, drag astrolog. Doamnelor și domnilor, fiind, mai avem vreo 10 minuțele, dar fiind ziua de 13, dar nu credeați că uit de promisiunea făcută la începutul emisiunii? Chris, ești supersticioasă? Eu nu. Nu, așa-i? Nu. Fii atent la Tibi, oameni buni, uitați-vă băiatul ăsta ce-o înțeles, o să am pentru el câteva superstiții și să văd dacă Tibi le cunoaște ca un maestru ce este, le cunoaște însemnătatea. Tibi, ce înseamnă când se varsă sarea? Înseamnă că o să te cerți de obicei, la mine înseamnă că am stricat încă o tocăniță. Bun, da. Ce înseamnă când se varsă zahărul? Că o să te îndulcești, deci e de bine, e opusul sării. Se varsă cocaină? Halucinații, vedenii, distracții la maxim. Îți cade săpunul pe jos? E timpul să cumperi un săpun lichid de care te ții mai bine. Rândunelele zboară foarte jos? Se spune că urmează ploaie. Ok. Văcuțele zboară foarte jos? Înseamnă că ai cumpărat niște etnobotanice de slabă calitate. Sau de calitate bună, nici nu știu cum trebuie să funcționeze ele. Se sparge oglinda? 7 ani de ghinion... Timpuri rele, urmează timpuri grele. Se rupe elasticul de la chiloți? Urmează să se întâmple o chestie rușinoasă, dar în unele cazuri e vorba de o rușine destul de mică și nu fac griji. Sau se întâmplă multora, ce se întâmplă sau ce înseamnă când se rupe prezervativul? Înseamnă că mai bine se rupea oglinda pentru că aia durează numai 7 ani efectele negative. S-a trecut pisica neagră prin față. Mă, la noi în late night e noapte, deci fiecare pisică e neagră și prefer să nu cred în ea, dar oricum urmează ceva rău, cum ar fi chestia cu prezervativul din nou. A căzut o stea? Până și vedetele se mai împiedică, deci e cazul să spui o dorință, e o chestie rară, se întâmplă ceva bun. Ce se întâmplă, Tibi? Cum interpretezi când te mănâncă palma stângă? Am auzit că se primesc bani. Bun, și dacă te mănâncă palma dreaptă? Înseamnă că te mănâncă prea multe chestii și trebuie să vezi un dermatolog. Te mănâncă nasul. Urmează să dai un chef din ale care se poate alege și praful de care vorbeam mai repede, dar asta doar dacă te mănâncă palma stângă cu care primești bani. E o chestie mai... Da. Te mănâncă fundul? Treci mai departe? Hai? Nu, prefer să nu... Bun. E semn rău, e superstiție, e semn rău dacă nu ți se deschide parașuta? E semn rău în sensul că te-a mâncat în fund să te arunci cu parașuta. Că la un moment dat ai spart oglindă și ești încă în acei 7 ani de ghinion pentru că nu s-a deschis parașuta, dar partea bună e că e ultima dată când o să ai ghinion. Ultimele două. Ce se întâmplă când te întâlnești cu coșarul? Înseamnă că ai băut până târziu și deci e bine. Și ce se întâmplă când te întâlnești cu o gravidă? Că te bucur că i-a pleznit altuia prezervativul și nu ție. Superstițiile în interpretarea lui Tibi. Înainte, avem câteva știri, astăzi n-aș vrea să... Că am văzut câte s-au întâmplat. Înainte să trecem la vreo 2-3 știri vesele, vreau să vă anunț 2 spectacole de teatru la care vă trimit. La unul vă invit, la unul vă trimit. La primul pe la care vă trimit se numește Fisura, după un text de Flavius Lucăcel, este un musical care se întâmplă mâine seară la orele 20 în Euphoria Music Hall, acolo pe Paris, fostul cinematograf Steaua Roșie.
așa, Music Hall, mă rog, și este o piesă în care, regizată de Victor Olăhuț, în care joacă Anca Hanu de la Teatru Național, Adrian Cucul, văd aici, care trebuie să fie de la Național, Camelia Curuțiu, colega mea Camelia Curuțiu, împreună cu colega mea dragă de la București, venită să facă teatru independent în Cluj, Florentina Năstase. Mâine seară, ora 8, Fisura. Al doilea spectacol la care vă invit cu drag și cu onoare este Tache, Ianche și Cadâr. Joi seara, de ziua Ungariei, 15 martie, la Casa Universitarilor, începând cu orele 19, Tache, Ianche și Cadâr, distribuția Teatrului Teatrul Național din Cluj, actorii Teatrului Național din Cluj, alături de mine, care îmi fac și eu rolul acolo, vă invităm la spectacol joi. Deci asta a fost mâine seară, joi seara. Mai avem 2 minute în care, Tibi, o terminăm optimist? Da, 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 uite, fostul profesor de la celebrul liceu Jean Monnet, pe nume Dan Octavian Vișan, s-a retras la o mănăstire de măicuțe. Pentru că a fost o chestie foarte sfântă pe care a făcut-o el elevelor de acolo, după cum spunea și atunci când s-a lăsat, și mi-am notat aici citatul respectiv, a spus că de acum înainte o să mă îndrăgostesc doar de fetele cu buletin în mână. Și nu știu eu sigur, dar buletinul se dă la 14 ani și până la 18 mai e mult. Și cred că are multe chestii pentru care să se spovedească și e bine că merge la mănăstire. Bun asta. Alta, așa-i? Mai ai vreo una? Ar dura prea mult să vorbim despre e inițiativa domnului Ioan Oltean de la PDL, care vrea să... Putem să arătăm și o dezvoltăm în altă seară? Da, e ziarul de ieri. El ar zis că ar fi bine să existe un CNA și pentru presa scrisă și pentru presa online. Așa putem continua și noi în aceeași temă, să existe un CNA estetic. În momentul în care apariția ta jignește pe alții, atunci să se întâmple ceva, pentru că bursucul ăla mort pe care îl are el pe buza de sus și îi pune numele mustață, mie nu mi se pare acceptabil și aș dori să îl cenzurez cu un pătrățel negru așa frumos. Ca și-ar semăna cu Adolfic. Adolf. A, uite, vezi? Așa, domnule Ioan Oltean, nu vă puneți cu Tibi că vă face Adolf. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, îi mulțumim Cristinei, Tibi, Bogdan, am fost alături de dumneavoastră, să aveți o noapte minunată, mâine o zi de miercuri frumoasă și ne vedem mâine seară cu oameni frumoși, cu subiecte interesante, cu o chestie economică drăguță, iar până atunci vă spunem noapte bună și... Servus, Doc! S-ai făcut cană, da?